Elena Udrea ar putea vizita din nou județul Gorj în perioada 17-19 octombrie, după ce în această vară a mai venit de două ori. O mai aducem când vor fi sărbătorile toamnei, în acea perioadă, 17, 18 și 19. Acum bine, funcție și de programul pe care dânsa va avea. Dar în proporție de peste 50%, eu zic că va veni în Gorj, adică în Târgu Jiu, în această perioadă, în cele 3 deci zile. Deci 17, 18 octombrie, da? Da. 17, 19 octombrie, că 3 zile țin aceste sărbători alătoare, probabil un fel de ziua recoltei. După cum a fost vremea și timpul, nu prea văd ce să vândă în cele 3 zile, pentru că n-a fost o recoltă cu care se pot lăuda. Și Victor Ponta este așteptat în municipiul Târgu Jiu pe data de 15 octombrie. Am stabilit la ultima întâlnire și ultima prezență a dânsului la Târgu Jiu că pe data de 15 octombrie intenționează să vină la Târgu Jiu să participe la deschiderea lucrărilor pentru centura de ocolire a municipiului Târgu Jiu. Și în afară de această centură, de acest obiectiv, vreau să îl rog să participe și la inaugurarea grădiniței din zona Narciselor. Și de asemenea, la o rugăminte a celor de la NEPI, o să-i facem invitația de a participa la deschiderea complexului comercial din zona de sud a orașului. Nicolae Davițoiu, președintele PMP Gorj, spune că nu înțelege vizita lui Victor Ponta în Gorj pe 15 octombrie. Ați spus că va fi prezent la deschiderea mall-ului. Păi eu nu-mi dau seama care este, să zic așa, sprijinul sau contribuția domnului premier Victor Ponta la construcția acestui mall la Târgu Jiu. Poate vine și pentru alte lucruri. Păi cu centura n-are pentru ce să vină, că vă garantez eu contractul cu centura orașului Târgu Jiu este semnat de primar împreună cu doamna Elena Udrea, când era ministrul dezvoltării. Este primarul care poate să nege dacă nu e așa. Eu zic că așa este. Deci nu este o realizare a guvernului Ponta. O realizare a guvernului Ponta ar fi dacă am vedea cel puțin o jumătate în această centură să tai o panglică. Dar să te duci să deschizi la câte șantiere sunt începute și după aia închise, să inaugurezi ce? Că de fapt nu are ce să inaugureze. S-ar putea să aibă probleme cu cei care nu s-au înțeles cu terenul. S-ar putea dintr-o manifestare de bunăvoie, s-ar putea să transforme într-un mic scandal.